Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod de Minecraft Survival Games. Jucăm de data asta pe mapa Teveran Survival Games 2 Parca și n-am mai jucat foarte mult timp pe mapa asta, mă mir că încă mai există. Chiar n-am mai prea văzut-o și v-aș să lăsați și un like dacă vreți în continuare episoade, hai să vedem, să vedem ce putem face și nu știu, pur și simplu mi-a venit cheful de Survival Games, dacă o să dea asta azi trebuie să vă zic că o să mă apuc puțin, puțin mai ca lumea, deci o să urmeze mai multe episoade de Survival Games pe viitor, nu cum a fost până acum, unul pe săptămână, poate undeva la 3 sau poate chiar 4 episoade pe săptămână de Survival Games, iar pe lângă asta o să joc și eu un pic mai mult off-camera, însă în ultimul timp n-am mai prea avut timp, am jucat și destul de mult CSGO Însă nu cred că asta e un motiv, pentru că până la urmă CSGO pot să joc în continuare chiar dacă joc survival games. Deci hai să mergem să luăm din double chestul ăla, să sperăm că nu mai vine nimeni pe noi. Zicea cineva, mamă cât de bun e ăla la survival games, cât de bun e ăla. Nu știu frate, mi se pare survival games foarte ușor. Și dacă nu filmezi, deci încercați și voi frate, nimeni nu m-a crezut niciodată până o încerca de exemplu filezi zicea bă dar tu cum stai 10 meciuri pe un episod să filmezi că eu din a doua a treia maxim câștig știi și s-a apucat fileziche de YouTube pentru că na s-a apucat și el de YouTube l am în subboxul canalului în cazul în care vreți să-l urmăriți și pe el fileziche are undeva la 1300-1400 de win-uri pe MCSG pentru cei care nu știu cine e fileziche în fine și mi-a zis Bă, Max, tu știi că... Bine, nu, nu o zis chiar așa, o zis în altfel, dar vă dau un exemplu. Bă, Max, tu știi că ai dreptate, tu știi cât de greu e să joci survival games atunci când filmezi? Adică e greu să te și concentrezi și dacă faci și facecam e și mai greu, credeți-mă. Adică, de exemplu, eu trebuie să stau foarte atent la facecam, trebuie să... Trebuie să fiu sigur că sunt poziția bună, că dacă n-aș face facecam aș putea chiorâ la monitor să mă chioresc. Chiorâ, ce dur sună <laughs> Aș putea să mă la monitor și ar fi totul bine, știm? Dar uh, nu, nu o să fac asta pentru că nu are rost. Ok, uite pe tipii ăștia de aici. Ce se aude mă, jukebox? Ce faci mă cu jukebox-ul acolo? Ce faci mă cu jukebox-ul acolo? Oricum, survival Games se devine din ce în ce mai simplu, dar uh, probabil o să fie foarte mulți playeri care joacă ca lumea după ce o să fie stați reset -ul. Oh my god Nu știu dacă E o găină acolo, nu? Ok, uite găina Nu vreau să mănânc Golden Apple-ul Dar nici n-aș vrea să mor, sincer Deci, nu știu cum facem Nu știu cum facem să fie bine pentru toți pac, 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 pac. Bun, așa Hai să luăm toate itemele de aici. Bă, mi-e frică, frate, sincer, chiar mi-e frică. Am așa un feeling din ăla ciudat că o să vină cineva pe la spate, dar nu trebuie să ai feeling-uri de genul. Pentru că, cum v-am zis, e ușor survival games -ul. Însă trebuie foarte multă concentrare. Deci dacă te concentrezi, e ușor. Și îmi zicea cineva, bă, Max, eu nu înțeleg de ce te crezi tu atât de bun la Survival Games și de ce te bași pe ăștia Gen, eu când vă pe unul mă bag pe el, frate, nu stau să dau cu arcul, să pun FNS, bine, mai pun FNS și mai dau cu arcul, dar unii fug, știi, când vă pe unul se ascund prin mapă. Ceea ce mi se pare mie foarte urea, adică dacă tot joc Survival Games, trebuie să vedeți și voi niște faze faine, nu? Să nu fie acolo de degeaba, pentru că ar fi destul de nașpa să fie acolo degeaba și probabil destul de plictisitor, sincer. Hai să facem un... Oh my god, sunt o grămadă de tipi aici și n-aș vrea să mă bag pe ei, sincer. N-am mai jucat, astăzi n-am jucat deloc Survival Games și undeva la ora 12, adică undeva la 12 noaptea și n-am jucat deloc Minecraft azi, deci de asta mă mișc așa puțin mai greu. Dar ca idee, dacă vrei să joci bine Survival Games, trebuie să te miști bine, deci ăsta e unul dintre cele mai importante lucruri. Trebuie să te miști, nu știu, să dai repede fishing rod, să pui repede focul, vezi? Deci... Nu știu, unii au impresia că pun cu macro în focul sau ceva de genul ăsta, e foarte ușor să-l pui repede, 3-1, vezi? Deci nu-l pun cu macro, pun 3-1, 3-1. acum nu mai am PNS să pun. Dar e foarte ușor să pui focul, nu-i deloc greu. Dacă exersezi puțin mai mult, ajunge să fie ceva... De, de exemplu, uitați. Deci sper că se audă și de-a 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. E foarte ușor, știm? Îți intră așa în reflexele tale să pui focul la un moment dat. Dar acum nu o să vorbim despre cum se pune foc și despre prostie genul asta, Pentru că sunt conștient de faptul că nu vă interesează. Uuu. Uh. Hai mă. Ok, bun așa. Timp de 2, frate. Timp de 2. Nu știu, mă enervează ăștia care fac timp și fac totuși degeaba timp pentru că nu reușesc să facă mare lucru. Rog Silci să îi um, sabie de stone, ok? Hai mă să văd dacă ai tu peu. Parcă văd că s-a blocat unde asta. Nu mai am săgeți. Fuck that. Ce faci mai aici? Ce faci mai aici? Nu știu ce vrea să facă tipul. Oricum și luat destul de nasol recto aici. Da, deci primul meu meci și totuși e destul de ușor. Vreau să mă apuc așa și eu mai ca lumea de MCSG, dar nu știu, poate m-aș simți mult mai motivat dacă v-ați și uitat la episoade și v-ați și... V-ar și plăcea mai mult decât, de exemplu, vă, vă place mult mai mult să pun Minecraft pe ocean decât uh, Survival Games, ceea ce nu-i rău, Însă pe mine m-ar motiva dacă v-ați uita în număr cât mai mare și la seria asta, pentru că e o serie care îmi place, uitați-vă cum scripește diamantul. Vezi? Foarte tare. Și cartof, uitați-vă la mine în mână. Da, uite când mănânc, iese așa un fel de abur din el. Bine, nu mereu, dar uite acum a ieșit abur din el. Hai să ne punem barca și hai să mergem spre spawn. Oh my god, oh my god, guys. Nu știu ce să zic, nu știu despre ce să vorbesc. O să-mi renoiesc, de fapt nu o să-mi renoiesc, o să-mi renovesc camera curând și o să fie greu, probabil, câteva zile să fac facecam sau ceva de genul ăsta, sau să filmez chiar. Însă, na, e nevoie. Câteodată sper eu ca într-o într zi sau maxim două să-mi termine de dezugrăvit de cum să o numi chestia asta când îți schimbă culoarea pereților și eu cred că o să-mi fac o culoare așa verzui deschis pentru că e o culoare faină și am și citit că e o culoare care liniște oh, bă, am diamante ești nebun am citit că e o culoare care liniștește ochii omului deci cred că dacă îmi fac un verde deschis peretele o să fie șmecher oricum o să schimb și poziția biroului deci biroul meu nu o să mai fie unde e acum, deci în spate nu o să mai vedeți un perete, ci eu. o să vedeți probabil toată camera mea sau o parte din camera mea, pentru că nu cred că o să vedeți toată camera mea. Însă, momentan țin în aici, pentru că dacă aș întoarce invers birou, ok, s-ar vedea camera mea, însă ce nu-mi place mie e că s-ar vedea geamul, frate, și nu că m-ar deranja, însă știți și voi cât dură se vede dacă în spate vine lumină și acolo e un golden apple, Știți și voi că de urât se vede dacă vine din spate lumina, știi? Adică m-aș vedea așa negru la față și de asta nu am pus birou invers. Probabil o să-l pun unde mi acum patul și patul o să-l pun unde mi-e acum unde nu-i nimic, de fapt unde mi-e dulapul, da. Deci da. Ceva de genul ăsta o să fac niște schimbări pe aici să, fie, să fim și noi mai profesionali. Hai să facem așa. Și hai să facem săgeți că văd cam că o grămadă de o grămadă de, de astea să fac suggest, dar nu mă, nu fac. Apropo, o chestie iară mai trebuie să vă zic, dacă vreți să jucați binișor Survivor Games, acum vă dați seama că nici eu nu sunt de top, însă joc pot să zic decent, pentru că am și eu o grămadă de meciuri. Acum dacă o să-mi dați mie să le stați, ok, stați max și punct, cred că clar, sunt disguise și când ești disguise e ca și cum n-ar mai exista max și punct pe server, că ar fi înlocuit cu cineva, în fine. stai să ce nume am. Stați, Telef telefon mes. Ok, am 311 din 3000. un stați extrem, extrem de prost. Și l-aș putea face mult mai bună aș putea să fac, nu știu, 300 din 1000 sau ceva de genul, sau poate chiar mai bine. Însă, nu mă mai chinui momentan cu stațul Din contră, joc foarte la mișto toate meciurile pe care le joc. Pentru că se apropie stați reset-ul ăla global și atunci o să mă chinui să joc cu adevărat bine și să joc cu adevărat Survival Games, pentru că acum joc la mișto, joc la panorama, credeți-mă, nu-mi pasă de luzuri, de asta probabil nu ceva de genul. Max, dar tu ai 300 din 3000 și te crezi și Maker, nu vorba, nu mă cred player bun de Survival Games, dar stați nu face pe om, sincer. E tipul ăsta destul de bine, dar nu știu dacă e suficient de bine cât să ne bată pe noi. Bine, glumesc, dar... Băi, ești nebun. Cât de prost dau cu arcul, frate. Cât de prost să dau cu arcul. Bine, tipul se știe și ferii destul de bine. N-am ce să comentez. Oh, uh, nice. Destul de nice. Și... Probabil o să-mi pun cumva web -ul. Bine, o să fie tot ceva de genul, dar... Mă enervează acum că nu mă pot mișca deloc. Poate o să mă apuc să filmez cu obs sau un update la Action Mirilis ar fi super, pentru că aș prefera să am un, uh, o rezoluție la WebCam de. Deci aș am o rezoluție la WebCam de 16 x 9 cum e și la YouTube, știi, să fie în forma aia. Însă, momentan e 4p3, gen uh, mai pătrățos, știi, nu e atât de... Deci acum web-ul meu e un fel de pătrat. Bine, nu tocmai pătrat, poate un pic mai lat. În fine, nu contează. Și aș vrea să fie un pic așa mai dreptunghi, în adevăratul sens al cuvântului, să fie un dreptunghi. Doar că Action Me nu îți aduce și nu ți dă permisiunea să faci web în altă formă decât în forma asta, ceea ce e nasol și probabil ăsta e unul dintre motivele pentru care OBS-ul ar fi mai bun, dar uh, momentan și sincer action nu filmează mult mai bine frame, mm, frame sunt bune cu ambele adică am la fel frame poate chiar mai multe cu OBS-ul dar mi se pare mie că se mișcă așa deloc nu mi se strică smooth smoothing-ul oricum o să-mi iau și un SSD o să-l comand mâine poi mine ceva de genul ăsta sau în vacanța asta dacă nu sigur pentru că o să am nevoie de un SSD am nevoie de un SSD bă și unde să ăștia enervant și pe lângă un SSD, adică deja am cumpărat uh, placa de rețea, dar nu am pus-o pentru că sincer nu mă descurc singur să desfac acolo și să editez eu componentele. <laughs> deci uh, după ce o să-mi iau SSD-ul și chestii de aia de CD-uri, pentru că momentan nu am, pentru că am zis, bă, cine are nevoie de așa ceva? Și după aia mi-am dat seama, bă, stai că am nevoie, de fapt, pentru că um, o grămadă de programe și de astea sunt instalate folosindu-se de chestia aia adică să bagi CD-ul și să instalezi de pe cd -ul. Deci o să-mi iau chestia aia de CD-uri și o să-mi iau SSD-ul și o să-mi le... să chem după aia pe cineva pe un um, tip super, super de treabă. Bine, tipul e mai, are vreo 20 de ani, dar o să-l chem să mă ajute, hai mă, să le pun pentru că el m-a mai ajutat cu câteva chestii, dacă nu o să mă duc la... O să duc la vărul meu, numai că lui trebuie să-i duc eu PC-ul, știi că nu cred că are el drum. Adică el stă gen în Cluj, eu stau în un oraș din Cluj, pentru că m-ați tot întreba Max, unde stai? Stau într-un oraș din Cluj, nu stau la țară, nu stau la comună, că mi-a zis foarte mult, mă, tu stai în, stai în comună, ce nu mi-ai zis? Stau la oraș, dar nu că ar fi important asta, pentru că și că stau la oraș și că stau la țară ar fi exact același lucru, dar nu, ca ai de un oraș, nu e un oraș extrem de mare, e un oraș cu vreo 30.000 de locuitori, 20.000 de fapt, nu cred că are 30. Nu are 30, de fapt. Și sunt foarte mulțumit. Bine, acum. Pentru cei care m-ați întrebat, Max, dar nu te muți și tu în București, în Pitești, Ploiești, Timișoara. Momentan fac școală aici și nu prea place să schimb școlile, sincer. Adică mă am obișnuit și cu colegii și îmi place și da, probabil până termin școala o să stau aici, după aia o să mă simt așa foarte liber și o să pot să mă mut unde vreau eu, să fac ce vreau eu, să mă duc în excursii când vreau eu. Plănesc vara asta să mă duc... Oh, am câștigat așa ușor. Bine, plănesc vara asta să fac o excursie șmecheră rău de tot, împreună cu alți youtuberi, dar nu o să dau mai multe detalii. Deci cam atât cu episodul ăsta, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Eu am fost Max și până data viitoare nu știu, să lăsați cât mai multe like-uri.